Cine spune că pentru a putea lucra perfect într-o echipă, toți membrii trebuie să aibă aceleași pasiuni? Noi suntem echipa SEVI, o echipă complexă cu pasiuni diferite, de la IT la muzică și comunicare. Pasiuni care se pot îmbina într-un mod armonios și interesant, zicem noi, dovadă sub proiectul la care am lucrat pe parcursul programului Opening Opportunities, în care unul dintre membrii echipei a compus coloana sonoră a trailerului. Da, deci avem un sound engineer, Tudor Buzuc. Avem developerul Andrei Mihai, cel care s-a luptat cu toate problemele de implementare. Avem designerii Catinca Ionescu și Andrei Popa, care împreună cu Tudor Irimescu au dat contur viziunii noastre asupra jocului. Avem project managerul Soran Anastase și assistant managerul Alexandra Neculi și nu în ultimul rând eu, Miruna Neagu, managerul, promotorul acestei echipe. Așadar, acesta este proiectul nostru și echipa noastră. Noi am lucrat, pot să spun, destul de mult pentru acest rezultat și provenim din patru zone diferite ale țării. Și aici merită menționat faptul că unul dintre noi, mai exact Tudor, este din Australia. Mă rog, s-a născut acolo, dar a venit în România. Odată ce am conștientizat acest lucru, mai exact diversitatea echipei noastre și că acesta este un lucru definitoriu pentru noi, ne-am hotărât ca și proiectul nostru să se lege de această idee. Așa a luat naștere jocul nostru, Caribe, ale cărui caractere provin din zone diferite ale lumii. Am împrumutat motoul Uniunii Europene, unitate în diversitate. Nu vă mai ținem în suspans, deoarece sigur vă întrebați despre ce este vorba. Vă prezentăm proiectul nostru, Caribe, al cărui nume significă oameni curajoși. Proiectul nostru este reprezentat de un joc de tip Battle Royale, în care l-am dezvoltat în Unreal Engine. Limbajul de programare folosit au fost blueprint-urile puse la dispoziție de engine. Acesta reprezintă o interfață grafică de programare, scripturi care au la bază limbajul C++. În continuare, am lucrat în aceste 6 luni. Am început prin prima sa componentă. Mai exact, primele animațiile caracterului. Acestea au fost folosite folosind Mixamo și le-am folosit în jocul nostru. Pe bază de asset-uri, am folosit ca componentă principală Blender. Asta. Aici am analizat părțile de environment, precum vegetația, farul pe care îl puteți vedea aici, corturile pe care le-ați văzut și în trailer și armele pentru joc. Știți ce se spune? Că la început a fost cuvântul? Ei bine, în cazul nostru, la început a fost beat-ul. Astfel, primul pas în crearea coloanei sonore a fost să găsim, în crearea trailerului a fost să compunem coloana sonoră. Astfel am fost nevoiți să construim un mix studio pentru a obține o calitate sonoră cât mai înaltă. Iar după ce am obținut-o,
Creative directorul nostru a trebuit să o asculte iar și iar și iar până și-a făcut o idee perfectă despre cum trebuie să arate prezentarea bazată pe această coloană sonoră. După ce ne-am format o idee solidă despre cum o să arate prezentarea, am pornit la editare. Am folosit sequencerul din Unreal Engine pentru a anima camera și caracterele, iar după aceea am exportat secvența video și am trimis-o mai departe în Premiere Pro, unde am ajuns la un produs finit. Majoritatea vă veți fi întrebat de ce am creat un alt Battle Royale cât stă atâta pe piață. Motivul este unul simplu. Am vrut să le dăm jocului o anumită realitate. Asta însemnând norul specific jocurilor de tipul acesta. Astfel, am vrut să-l schimbăm. Și așa că am adăugat ca principalul dinamic să fie însuși caracterul. Astfel a apărut bara de hunger. De fiecare dată, la fiecare secundă, aceasta va crește cu o anumită proporție. Iar când va atinge bara nivelul maxim, HP-ul va începe treptat să scadă. Atunci când va atinge nivelul de 0, va muri. Pe lângă dorința de a oferi entertainment gamerilor, ne-am propus și să oferim posibilitatea de dezvoltare a unor skill-uri personale, și anume, îmbunătățirea vitezei de reacții și a reflexelor, capacitatea de a gândi în perspectivă și de a fi capabil să intuiești ce gândește celălalt. Pe lângă un joc de strategie, putem numi Caribe un joc de supraviețuire, deoarece, la un moment dat, personajele sunt nevoite să se lupte cu sine pentru a evita propria dispariție. Prin urmare, proiectul nostru este complex, e fain, e entertaining și, de ce nu, chiar ușor educativ. Iar noi suntem SEVI, o echipă de asemenea complexă și unită. Ce să mai, o familie. Mulțumim pentru atenție!